s-a închis. El abia este apăsat, dar s-a închis. Acum l-am decuplat și vino mai aproape. Dacă se observă pe cameră, înăuntru aici este mai gălbuie apa și restul apa este curată. Vom proceda. Deci aici apa este murdară, asta este apa oxidată cu clor, cu fier, cu tot ce are ea mai rău și apa bună este de jur împrejur. Să vedem acum cum putem face ca să eliminăm această apă murdară. Hai să scoatem priza întâi. Eu acest aparat îl țin la bucătărie, dar am în vedere că trebuia să vă prezint. Lăsăm așa. Bun. Trebuie să eliminăm această apă murdară întâi. Și vom da drumul pe aici. Deci, observați, curge, dispare apa din mijloc. Da? Încet, încet pleacă apa din mijloc. Și va fi o apă gălbuie. În general va mirosi a clor. Va fi o apă murdară. Însă, aceasta o apă cu pH scăzut va fi foarte bună pentru spălat. Este incredibil ce poate să facă natura, ceea ce nu este bun pentru consumul nostru, este însă bun pentru o apă care se comportă ca un detergent. Practic, cam acesta este și detergentul, un produs cu o aciditate crescută. După cum știți, săpunul sau detergenții au undeva între 2, 3, 4 pH. Cam așa este și această apă. Am să scot suficientă. Ok. Să punem înapoi. Și aici vom avea o apă bună. Să iau un pahar. Vă arăt imediat și cum arată. Așa. Bun. Deci nu am mai măsurat până acum. Să vedem ce surprize avem. Mai întâi, capacitatea de oxidoreducere. Vedem mai aproape. Ia uitați. Deci aceasta este apa care întinerește. Amestecăm un pic. Cred că a stat mai mult de jumătate de oră și s-au combinat un pic apele între ele. Dar chiar și așa, bate spre 100 minus 170. Ceva ce o apă naturală nu va avea niciodată. Și pH-ul, priviți, este undeva la 9,1, 9,2, deci în jur de 9. Inițial pH-ul a fost de 7,5. Să vedem. E gustă. Este apă foarte bună. Hai să vedem încă ceva. Am să scot de aici un pahar, să vedeți cât este de curată. Hai să dăm un pic mai încolo vasul. Așa. Și vom pune un pahar. Vedeți? Apa aceasta este puțin galbenă. Se va vedea aici. Da? Cred că se vede diferența. Și miroase la clor. Și vedem ce pH are.
pH clar mai scăzut, sub 7. Deci el va scădea undeva pe la 6,5 dacă se mai combină un pic cu cealaltă apă bună și o capacitate de oxidoreducere, ia să vedem. Uitați, crește. Da? Undeva spre 60-70, ceea ce oricum arată că apa a suferit un proces. Aici totuși a rămas apa foarte curată și aici a rămas apa mai murdară și bună pentru altceva, să spunem. Apa de aici ar trebui să mi ajungă mie undeva cam la 2 zile. Vreau să vă mai arăt ceva. Dacă pot să scot filtrul fără să-l rup. Deci doar după 30 de minute din smeltate. Uitați cum filtrul s-a îngălbenit. Se vede? Deci acesta este fierul și toate mizeriile care sunt în apa noastră și asta doar după 30 de minute, dar poate fi ținut și mult mai mult și atunci apa se va schimba la culoare și mai mult. Spre exemplu, dacă ținem o oră această hârtie, se va îngălbeni cu totul și proprietățile vor crește. Această apă va deveni și mai alcalină și această apă va deveni și mai acidă. Și veți vedea cât de mult se va îngălbeni. Da, acesta este produsul pe care l-am eu pentru curățat apa. Face o apă foarte bună de băut, extraordinar de bună, gustoasă, sățioasă. Probabil că știți, sunt ape pe care le consumi și nu te hidratează suficient, care parcă nu țin de sete, în schimb această apă ține de sete. Și cu cealaltă apă, după cum v-am zis, dacă poate fi colectată eficient de aici dinăuntru, poate fi foarte bună pentru spălat pe de o parte și pe de altă parte am văzut domnul inginer că îl folosea pentru conservat legumele. Puneți într-un spray din acesta de sterg geamurile și pur și simplu pulverizați pe fructe și legume și distruge bacteriile și virusurile. Foarte interesant. Fructele se păstrează pentru mai mult timp în acest fel. Da. Cam acesta a fost video-ul meu legat de calitatea apei. Și comentariile sunt deschise pentru orice fel de întrebări și discuții legate de calitatea apei. Vă mulțumesc mult!